Cum? Nu ți-au spus despre asta, ei nu te iubesc să știi. <laughs> mă refer la profesorii tăi de la școală. Bine, probabil te, te iubesc un pic ei, așa, dar. Totuși dacă nu ți-au spus asta, nu te iubesc așa de mult cum ar fi fost bine. Este vorba despre pasiunea pentru locul de muncă. Câți oameni în ziua de astăzi sunt pasionați de locul lor de muncă. Să se ducă cu bucurie la locul de muncă, pregătiți pentru, eu știu, încă. Oh. Ceva, nu știu Pentru încă o zi de muncă o, Încă o zi de muncă frumoasă așa. De exemplu, cum sunt unii cercetători Na, Nu trebuie să cercetezi acum Tot felul de lucruri foarte, foarte complicate Poate e vorba despre niște medici Care vor să găsească, eu știu Să găsească ceva nu știu, o plantă sau un amestec de plante care să vindece o anumită boală sau lucruri de genul ăsta. Dar e vorba de pasiunea pentru locul de muncă. Eu, de exemplu, creez muzică și îmi place destul de mult. Nu am o mare pasiune pentru asta, dar am o oarecare pasiune pentru muzică. Am lucrat și altceva și eram mai puțin pasionat decât ce fac acum. Așa că totuși e un progres. Așa că, dintre toate materiile, e bine să vă dați seama care vă place mai mult. Dar, oricum, materia studiată la școală nu seamănă chiar atât de mult cu locul de muncă. Și eu am făcut muzică la școală și nu prea mi-a plăcut așa, numai note și nu știu ce. Nici acum nu le-am învățat. Sau, mă rog, nu prea le-am învățat nici acum o să văd, poate o să le învăț. Nu m-am simțit o mai bine cu sănătatea. Acum sunt ceva mai bine, după nu știu câte cepe crude pu puse în mâncare. <laughs> mă simt ceva mai bine, ce apare un efect vindecător. Mai omoară tot felul de virus și eu, eu știu ce mai face pe acolo, mai purifică organismul. Dar ca idee, așa, e clar că dacă suntem pasionați de locul de muncă, vom avea și rezultate bune la locul de muncă și probabil o vom duce cât de cât bine și financiar. Dar situația societății în prezent nu este, nu este bună, așa că este nevoie de o anumită muncă din partea a cât mai mulți cetățeni pentru un progres, odată în privința sănătății, pentru că fără sănătate cam greu ne putem face treaba, nu, la locul de muncă. Munca nu e neapărat muncă, până la urmă. Că puteți să ziceți, păi ce, ce muncă îmi place? Păi dar n-ați văzut că acum până și cei care se joacă pe computer merg la diferite concursuri și câștigă bani din asta? Adică orice faci în fiecare zi și îți place foarte mult, poate să ajungă să fie locul tău de muncă. Eu când eram mic jucam fotbal, poate aș fi vrut să fiu și fotbalist. Dar și muzica îmi place foarte mult și prefer să creez muzica. Am găsit un program gratuit de creare de muzică. Audio se află pe site-ul audiotool.com și acolo creez tot felul de melodii din acestea dubstep. Mai creez și melodii de pian pe alt site. Se găsesc online, sunt tot felul de, mă rog, online pianos din acestea. Găsiți pe Google pe acolo. Da, deci pasiunea asta pentru locul de muncă. Vă dați seama dacă în România ar fi mulți medici pasionați de locul de muncă. Că noi, în prezent, dacă ar fi așa mulți oameni pasionați, într-adevăr, de locul de muncă, vă dați seama că noi am fi, am, am fi sănătoși sau oricum mai sănătoși decât acum, pentru că oamenii pasionați nu sunt opriți de tot felul de bariere puse de alți oameni. Oamenii pasionați reușesc să rupă aceste bariere, să treacă. Peste ele sau prin ele, și să-și atingă obiectivele sau o parte din ele. Fiecare cu pasiunea sa. Ce să zic? Eu sunt un om care iubește libertatea, sunt de acord cu dreptul la viață, sunt de acord și cu eutanasia, dreptul la moarte. Doar că eutanasia nu știu cât de bine se face în acele țări unde este legală. Nu știu. Eu, mai degrabă decât eutanasia, sunt de acord cu ideea să ducem o viață mai scurtă dacă nu vrem să trăim... Dacă nu vre dacă cineva nu vrea să trăiască, în loc de sinucidere sau, eu știu, eutanasie, dacă se poate realiza în alte țări, mai există și varianta o viață mai scurtă. Ne mai inspirăm și noi de la vagi, de la oi, de la tauri, care mănâncă iarbă. Avem oricum nevoie de alimentație în alimentația noastră și de pătrunjel, de tot felul de, nu știu, alte verdețuri, rucola, salată, ce mai fi. Avem nevoie oricum de ele în alimentație. Adică de, pot să trăiesc nu și mai puțin de 100 de ani. Mă mulțumesc cu mai puțin 70 de ani sau, nu știu, <laughs> sau chiar mai puțin. De ce să... Trăim foarte mult dacă nu vrem. Sau ă, am ști că maimuțele care trăiesc în grădina zoologică trăiesc mai mult decât maimuțele din sălbăticie. Probabil și alimentația asta din ă, grădina zoologică prelungește viața. Eu știu, mai ales de mâncare fiartă care nu conține bacterii. Poate bacteriile alea, deși ă, poate bacteriile acelea Scurtează, de fapt, viața, dar au totuși un efect benefic în privința stării de spirit a ființei. Sau, pur și simplu, stilul de viață din natură face ca viața să fie mai scurtă decât o ființă care stă tot timpul așa, se mișcă foarte puțin, poate mișcarea asta foarte puțină prelungește viața. Dar, oricum, asta am vrut să scot în evidență, în primul rând, în acest videoclip, pasiunea pentru locul de muncă. Vă dați seama că un om pasionat de locul de muncă are o viață destul de frumoasă. Oricum, oamenii petrec mult timp la locul de muncă. 8 ore pe zi, din 16, nu că 8 ore mai dormim. Deci jumătate din timp, dintr-o zi, îl petrece omul la locul de muncă. Bine ar fi ca oamenii din România să își aleagă încă din clasa nouă așa, sau chiar mai devreme, acest un drum din acesta plăcut care să îi pasioneze și să aibă locuri de muncă ce le plac foarte plac foarte mult. Vă urez succes.